Tare. Astăzi dau un bilet, două meciuri de luni și un meci de marți în Champions League. De luni o să luăm Chiajna cu FCSB. Chiajna pe ultimul loc în Liga 1. Chiajna are înfrângeri la rând vreo 7. Este clar una dintre cele mai proaste echipe pe ultimul loc. Primește goluri cam două pe meci. FCSB a dominat destul de clar pe echipa lui Miruță, pe Hermannstadt, și a bătut 3-0. Asta, dar FCSB va controla și jocul ăsta, dar chiar și-a făcut asta să stea, să se închide mai mult, o să joc X2 și 0-3 goluri la cota 1-42. În Germania, Nürnberg cu Dortmund, Nürnberg la fel ultima clasată, Dortmund prima clasată, este evident că sunt două echipe total opuse. Dortmund în schimb vine după meciul dezamăgitor în Champions League, unde a pierdut 0-3 la Tottenham. În campionat a făcut 3-3 cu Hoffenheim, după ce a condus cu 3-0, dar este pe primul loc în Germania la distanță destul de bună, la vreo 4 puncte față de Bayern München. Așadar, în continuare are câțiva jucători buni, chiar dacă nu joacă Royce așa, și ei pot să domine pe Nuremberg. O să joc 2 și 2, 5 goluri la 1.70. O să joc din Champions League Lyon cu Barcelona. Lyon a arătat bine în campionatul ultimele meciuri, a reușit să bată pe Saint-Étienne, a bătut și pe Paris Saint-Germain 2-1 pe terenul său acum 2 etape. Ultima etapă a bătut 2-1 pe Guingamp. Așadar, Lyon acasă e o echipă puternică, o echipă cu reale calități ofensive, cu Nabil Fekir într-o formă mare, cei de la Barcelona l-au pe Messi, evident, știm cu toții, sunt jucători extraordinari, Dembele, la fel foarte bun, Suarez nu prea mai arăta forma extraordinară, a fost și accentat un pic în teorie. Barcelona în ultimele două meciuri a făcut un egal cu Real Madrid în cupă 1-1, apoi a făcut un 1-0 doar cu Valladolid. Cred că Lyon poate să marcheze meciul ăsta și Barcelona nu mă aștept să nu marcheze, o să dau aici, o să joc GG3 Plus la o cotă de 1.75. Cam asta este biletul pentru aceste două zile. Sunt meciuri care, în care am încredere destul de mare. Dați și voi în comentariu cu ce ponturi credeți voi că sunt bune pentru aceste meciuri. Și până data viitoare, baftă la pariuri!